dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. După cum era de așteptat, n-am reușit să încadrez toate cadrele într-un singur video, așa că ziua de ieri continuă și astăzi. Dacă ieri am fost la acvariu cu pești, astăzi vizităm ruinele cetății Tomis din Constanța, care este foarte aproape de faleza din Constanța și care atestă prezența cetății Tomis încă de prin secolul al VI-lea. Sunt ruine foarte vechi și, dacă o să vedeți, mie mi se pare că au un caracter grecesc, după părerea mea, sau o inspirație grecească, mă rog. Ideea este că vă luăm cu noi în continuare, deci acest vlog este filmat miercuri. Și o să mai mergem la Muzeul de Artă din Constanța să vedem picturile, pentru că sunt picturi ale unor pictori faimoși și sunt foarte frumoase. Este un muzeu foarte mare și aș vrea să filmez mai multe acolo, de aceea am ales să împart acest video în două. Nu știu ce se aude, un avion. Eu mi-am pus această pălărioară, deși sunt la umbră, sunt în parc, dar mi se pare că îmi stă bine, așa, arăt ca Zorro. Deci e a treia pălărie, deci se aude super tare avionul ăsta. E a treia pălărie pe care... Haide, trece odată! Avion cu motor, ia-mă și pe mine zbor. E a treia pălărie pe care o am sezonul acesta la mare, pentru că, v-am spus, prima s-a rupt. A doua am intrat cu ea în apă la Techerghiol și s-a făcut galbenă, cred că de la alge. Și asta este a treia. Sper să rămână intactă, că eu altă pălărie nu mai cumpăr și chiar am nevoie de pălărie aici. E foarte mare. În fine, vă las să vizionați vlogul în continuare și să aștept comentariile voastre, să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți, cum vi s-a părut concediul nostru și, de asemenea, să vorbiți despre experiențele voastre, bineînțeles. Thank you.
foarte cald, știu că pare că sunt la umbră și că port degeaba pălăria asta, dar eu m-am adăpostit la umbră ca să filmez aceste legături între videouri, că în rest umblu prin soare și chiar am nevoie de pălărie. Am să o dau jos acum. Nu știu, vi se pare că sunt prea decoltată. În spate e așa. E foarte vaporos și e comod de purtat, dar nu știu cum arată din exterior. Eu mă simt bine în maiul ăsta, dar nu știu cum arată din exterior. O să văd, cred că l-a editat la video. Ne-am mai recorit puțin cu câte o înghețată. Mai înainte era un om cu probleme psihice care a trecut pe lângă noi și urla și dădea din mâini și adică era genul ăla destul de grav. Și eu mă tem, adică de fiecare dată când văd oameni cu probleme psihice, am așa un fior. Mă tem de oamenii ăștia foarte tare, dar de mic, adică nu știu de unde vine frica asta, dar mă tem foarte tare de ei. Cred că tuturor ne este frică de un om cu probleme psihice. Dar așa când îi vezi liberi pe străzi, parcă frica devine și mai mare pentru că te simți nesigur. Nu știu, se poate întâmpla să se ia de tine sau chestii de genul. Era o gâză pe obiectiv. Intrăm acum la Muzeul de Artă să vedem picturile și, bineînțeles, vă iau cu mine. La parterul muzeului sunt puse în valoare lucrări de referință semnate de Teodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ștefan Lucian și sculpturi realizate de Ion Georgescu, Ștefan Ionescu Valbudea, Friedrich Storck, Dimitrie Paciurea. Vroiam să clarific un aspect pentru cei care poate sunt pentru prima dată pe un canal de vlog și nu înțeleg noțiunea de vlog, de jurnal video, și atunci vreau să lămuresc un lucru, și anume faptul că eu fac aceste videouri pentru plăcerea mea, pentru amintirile mele, să le păstrez ca într-un jurnal și mă relaxează foarte mult și mă ajută. După cum bine știți, eu am avut niște probleme de sănătate care m-au cam pus la pământ și nu m-a ajutat nimic, adică nici un psiholog, nici un tratament medicamentos, și atunci eu cumva m-am refugiat în hobby-ul ăsta și am rămas cu el, îl fac și acum pentru că îmi place tare mult și pot să zic că mi-a intrat în sânge și
îmi place, când mă uit în urmă, îmi place să văd, să văd amintirile și mi se pare că în poze nu sunt imortalizate chiar atât de bine, într-un video sunt mult mai bine structurate și sunt păstrate și anumite faze mai comice, să zicem, pe care o poză nu le poate imortaliza. Așa că eu de asta filmez, nu vreau să mă laud, nu... Oamenii care mă cunosc de mult timp și care mă cunosc cu adevărat știu că eu nu sunt o persoană lăudăroasă, aș fi ultima persoană din lume care ar simți nevoia să se laude cu ceva. Eu consider că oamenii care simt nevoia să se laude nu sunt bine cu ei înșiși. Eu, ați văzut, împărtășesc viața așa cum e, și cu bune și cu rele, vă spun și când nu sunt bine, vă arăt și perioadele mele mai bune. O să urmeze o serie de videouri în care o să vă vorbesc despre oboseala cronică, despre insomnii, insomnia ca și boală, nu doar ca o fază, ca o etapă de câteva nopți, ci ca o boală cronică. Și vreau să fac mai multe videouri de genul acesta, doar că n-am apucat să le filmez. Urmează. Însă asta este ideea, eu vreau să împărtășesc aici și lucruri frumoase și mai puțin frumoase, viața reală așa cum este ea, viața fără filtru, cum s-ar spune. Așa că sper să nu interpretați greșit faptul că eu aleg să fac vloguri, faptul că eu aleg să mă filmez. Într-adevăr, este un curent al YouTube-ului care s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă. Eu aș spune că sunt apărută târziu pe această platformă, pentru că... sunt foarte multe persoane care au un canal de YouTube și fac vloguri de foarte mult timp. Doar că, da, simt cumva nevoia să mă explic pentru apropiați, pentru că știu că foarte mulți dintre apropiații mei nu știu noțiunea de vlog, de YouTube și poate se întreabă, bă, de ce se mai filmează și asta ne arată chiar în fiecare zi ce mănâncă, unde merge, ne-am săturat. Nu sunteți obligați să vă uitați dacă v-ați săturat. Eu fac asta pentru că face parte și din jobul meu cumva, adică asta știu să fac. Eu știu să filmez, eu am terminat jurna și cumva lucrul acesta mă ajută și în domeniul în care lucrez. Thank you.
să vă zic un secret al vlogurilor zilnice pe care le filmez și cum reușesc cumva să le structurez, este că îmi găsesc un cadru neutru cumva și fac de la început legătura dintre părțile din video, adică nu știu, dacă merg într-un loc și apoi urmează un scurt cadru explicativ în care eu vorbesc și explic unde am fost sau unde urmează să mergem. Ei bine, eu legăturile astea dintre aceste secvențe le filmez dinainte cumva, nu de fiecare dată, dar de multe ori mi se întâmplă să fac asta, să găsesc un cadru neutru și să le filmez dinainte și apoi când merg ziua prin oraș nu mai filmez pur și simplu și arăt ce văd și nu mai trebuie să mă filmez și pe mine. La mine funcționează, nu știu, e așa ca un mic tips and tricks, face parte din categoria celor care sfaturi pentru cei care au un canal de YouTube și care fac vloguri. Nu știu dacă știți sau nu, dar pe canalul meu a avut loc un giveaway și au fost persoane care m-au întrebat de ce nu am promovat mai tare giveaway-ul pe rețelele sociale, pentru că ei n-au știut și n-au putut participa. Așa am și vrut să nu îl promovez. Eu știu că în momentul în care ai un canal de YouTube, este foarte important să te promovezi, să-ți promovezi videourile, să le distribui, să faci tot felul de colaborări ca să ai multe vizualizări și să afle lumea de canalul tău, dar pentru mine nu ăsta este scopul. Giveaway-ul acela a fost adresat persoanelor care mă urmăresc constant și cei care mă urmăresc constant, bineînțeles că au aflat de acest giveaway. Nu l-am distribuit pe Instagram, pe Facebook, pentru că am vrut ca acest premiu să ajungă la persoanele care mă urmăresc de la început, persoanele care sunt veterani pe acest canal, deși canalul meu este recent înființat, ca să zic așa. Dar da, a fost un giveaway mai de suflet. Nu a avut scopul de a aduna subscriberi. Eu știu că în general ăsta este scopul giveaway-ului, de a aduna cât mai mulți subscriberi, vizualizări și de a aduce lume nouă pe canal. Nu ăsta este scopul meu, cred că ați văzut deja că eu filmez din pasiune, ca și hobby-ul, deci nu-mi doresc să aduc oameni cu orice preț pe canal dacă acei oameni nu rezonează cu mine sau dacă, nu știu, se uită pur și simplu din, cum să spun, din obligație, doar ca și eu să merg pe canalele lor. Nu îmi doresc lucrul acesta. Cine știe, poate o să cresc organic cu acest canal de YouTube, dar deocamdată simt să las lucrurile în voia lor, să nu mă promovez prea mult cu acest canal. Vă spun sincer că în mediul în care mă învârt și oamenii din domeniul jurnalismului nu văd neapărat cu ochi buni un canal de YouTube, dar nu ăsta este motivul pentru care eu nu mă promovez, ci pentru că nu mă ajută cu nimic. Adică și că se uită un om la mine și că se uită 200, eu tot voi face videouri, adică pe mine nu mă influențează treaba asta și atunci eu zic că n-are niciun rost, pentru că știu că este un drum foarte anevoios ca să ajungi să faci cu adevărat bani din treaba asta. Așa, barter-uri să ai, da, e oarecum simplu și să obții lucruri moca, dar
colaborări adevărate este foarte greu să crești și să ajungi să faci genul acela de colaborări. Într-adevăr, știu că se începe cu începutul și apoi ajungi la acele colaborări, dar eu zic că nu prea se merită, adică stresul, munca, pentru că este munca în plus, să te promovezi. Mie nu-mi place, de exemplu, să mă promovez, deși știu importanța promovării la tot ceea ce faci, să zicem, în mediul online, dar nu prea îmi place și atunci nu vreau să fac lucrurile forțat. Trebuie de la început să-ți filtrezi foarte tare contentul, publicul și produsele pe care le promovezi. Este foarte important. Că după aia va fi... E important să pui cărămidă cu cărămidă și să-ți clădești imaginea, că și aici pe YouTube este o imagine pe care tu o arăți, practic te expui. Și este important să ai niște filtre și niște principii clar stabilite de la început. O să vă recomand, dacă nu știți, de exemplu, canalul Mariciu. Și acolo o să vedeți că acei oameni, deși fac foarte multă publicitate, filtrează foarte bine. Deci ei deja, cum să zic, au o nișă, s-au axat pe anumite produse. Adică tu nu poți să promovezi, să zicem, țigările electronice sau țigări sau orice altceva dacă tu nu folosești produsul respectiv sau dacă, nu știu, folosești același produs de la două branduri diferite și le promovezi. Nu merge așa, deci trebuie să ai o nișă. Bun, asta deja vorbesc pentru situațiile în care canalul este mult mai dezvoltat. Nu e cazul meu, eu nu pentru asta fac YouTube, fac YouTube strict din pasiune, ca să lămurim și acest aspect. Cred că am ales să vorbesc mai mult pentru că n-am cu ce umple videoul ăsta. Și o să iasă prea scurt. Că nici de unul întreg nu era, că mi-eșea de o oră, dar nici de două nu erau. Și atunci pălăvrăgesc mult. Dați skip! Thank you.
Foarte fain, wow. Cât a fost biletul? La etajul 1 sunt numai puțin de 35 de lucrări cu naturi statice, nuduri și peisaje inspirate de malul mării la Constanța, semnate de Teodor Paladi. Tot aici pot fi întâlnite portrete mici și compoziții semnate de Ion Jalea, Cornel Medrea și alți sculptori. Etajul al doilea prezintă amplu grupul celor patru, alcătuire de referință a artelor anilor 1924 și 33, semnate de Nicolae Toniță, Ștefan Dumitrescu, Francisc Șirato și sculptorul Oscar Han. Aici însă nu am reușit să filmăm, deoarece partea aceasta a muzeului se afla în restructurare. Ce am mai vrut să vă zic este despre răul de mașină și am vrut să vă cer niște idei, niște sugestii, sfaturi, să-mi scrieți în comentarii ce pastile pentru rău de mașină recomandați. Eu am încercat mai multe tipuri și nu prea m-au ajutat. Acum am luat o pastilă mai scumpă și într-adevăr și-a făcut un efect mai bun, nu știu exact cum se numește, am un lapsus, dar o să mă uit și o să vă zic. Dar, nu știu, voi ce folosiți? Cei care aveți probleme cu răul de mașină, la drum lung, spuneți-mi ce luați. Pentru că sunt foarte curioasă, eu la drum lung, dacă nu am ronțăieli, eu cum urc în mașină, trebuie să am ceva să mănânc, pentru că îmi vine să vomit și mi se face rău. Și mai ales la drum lung, dacă stau în spate, la mașină, mi se face rău. Nu pot să mă uit deloc în telefon sau să citesc ceva sau să spui că poate aș putea să-mi distrag timpul cu altceva. Nu, pentru că mi se face rău. Nu pot să dorm prea bine și doar în față, dar și în față e cu probleme. Adică la drum lung mi se face rău. Ce recomandați pentru răul de mașină? Această problemă cu răul de mașină o am de când eram mică, din copilărie. Deși am mers cu mașina și cu autobuzul, nu pot să zic că am fost privată de lucrurile astea, ca să zici că de asta s-a dezvoltat răul de mașină de mică, dar nu am scăpat de el nici până acum, nici la vârsta asta. Mă așteptam ca odată ce cresc să dispară, dar nu, tot mi-e rău. Bineînțeles că acum pot să-mi controlez stările mai bine și nu vomit, așa cum o făceam poate când eram mică, dar tot e cumplit când merg cu mașina. Mă și înspăimânta drumul până la mare. Am zis, vai de mine, dacă s-ar putea să existe o soluție să mă teleportez până la mare și să nu trebuiască să fac acel drum cu mașina, ar fi perfect. Dar bineînțeles că încă nu se poate, încă. Poate o să existe la un moment dat și această variantă. Eu când lucram în presă, când făceam teren, era horror pentru că trebuia să scriu pe telefon. Practic eu munceam de dimineață până seara pe telefon, nu scriam pe laptop, totul era, știrile erau scrise în teren și în mașină. Și pentru mine era un calvar, deci asta a fost încă un motiv pentru care am renunțat la teren, pentru că
aveam rău de mașină grav, adică mai ales că trebuia și să scriu, trebuia să caut știri, să mă uit pe informații, să citesc mail-uri și era cumplit să fac toate astea în mașină. Deci, da, aștept cu nerăbdare soluțiile voastre în comentarii pentru răul de mașină. Aici video de astăzi, este ora 7. Astăzi a fost miercuri, zi în care nu prea am stat la plajă, adică n-am stat deloc la plajă, am mers și am vizitat prin Constanța, am văzut una alta și când am ajuns acasă eram foarte obosită, mă durea în piept, ați văzut că pe mașină, în drumul de întoarcere mi-a fost cam rău și când am ajuns am picat la drap, am dormit, cred că vreo 2 ore. Iar acum m-am trezit, mi-am pus ochelarii ăștia ca să nu vedeți ce ochi am și ce față am, că arăt horror, sunt foarte obosită, dar nu mă plâng. Dar, da, nu o să mai filmăm nimic, cred că nu mai ieșit pe nicăieri astăzi, pentru că ne-am obosit suficient în seriile trecute și se simte oboseala și vrem să ne mai bucurăm de soare, de mare, cât mai avem de stat aici. Pentru că așa dacă te obosești, cei prea mult strică, știți cum e, nu mai are niciun farmec vacanța și cred că nu mai ieșim în seara asta nicăieri. Nu știu dacă o să ieșim să mâncăm, am mâncat cam bine la prânz, ne-am mai ieftit și cu prăjituri, cu înghețată. E suficient, chiar nu vreau să mă îndraș încă 3 kg în vacanță, data trecută când am fost, vă spun sincer că fix 3 kg am pus pe mine după vacanță și m-am speriat, m-am îngrozit pentru că nu le-am mai dat jos, le-am dat foarte greu jos și acum am zis că să fiu mai atentă cu ce mănânc. Da, na, e vacanță până la urmă și trebuie să, oricât ai ține la siluetă, trebuie să îți faci și micile pofte, micile plăceri, pentru că până la urmă despre asta este viața, să trăim frumos, responsabil, bineînțeles, dar se există așa un echilibru, zic eu. Da, dragilor, cam acesta a fost video de astăzi, nu mai facem mare lucru, facem duș, ne culcăm ca bătrânii de la 8, dar ca să fim mâine fresh. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui video dacă v-a plăcut și să-mi scrieți în comentarii unde vă petreceți voi concediul anul acesta. Anul trecut a fost cam complicat, noi nu am fost anul trecut la mare pentru că pandemie și pentru că na, ne-am temut, sincer, nu vă spun, ne-am temut să nu luăm COVID, doar că apoi ne-a părut rău pentru că pe tot parcursul anului s-a simțit faptul că nu ne-am încărcat cu vitamina D de la soare și că n-am fost atunci la mare. Anul ăsta mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să ajungem. Vă mulțumesc tare mult, scrieți în comentarii unde vă petreceți concediul vostru, iar până când ne vedem data viitoare, kisses!